Iubiți frați și voi surori, nu mai stați nepăsători. Nu mai stați în nepăsare, în a Domnului lucrare, fiți mereu în așteptare. Nu mai stați în nepăsare, în a Domnului lucrare, fiți mereu în așteptare. Nu mai stați în nepăsători, în al Domnului Sion. Fiți asprini de veselie, chemați pe Iisus să vie, să ne facă bucurie. Fiți asprini de veselie, chemați pe Iisus să vie, să ne facă bucurie. Să treacă prin adunare astăzi pe la fiecare cauzele cele aveți, să vi le rezolve El, mirele Emanuie. Cauzele cele aveți, să vi le rezolve El, mirele Emanuie. Căci acum în popor sunt bolnavi și care dor, căci Iisus cu mâna sa poate și azi vindeca și se lege rana ta. Căci Iisus cu mâna sa poate și azi vindeca și se lege rana ta. Să știți că Iisus Hristos este acela care a fost, poate și azi vindeca orice boală vei avea, dar și crezi și vei vedea. Poate și azi vindeca orice boală vei avea, dar să crezi și vei vedea. Strigă-ta Domnul Iisus să vină din cer de sus, printre rânduri ca să treacă la crimile să le șteargă, la ce cei loviți în soarte. Printre rânduri ca să treacă lacrimile să le șteargă, la cei ce zlobiți în soarte. Cei ce aveți copii departe, rătăcim pe căi deșarte. Strigă la Iisus așa să se-ndure să le dea chiar și mântuirea sa. Strigă-ți la Iisus așa să se-ndure să le dea chiar și mântuirea sa. Soților pentru soții să se roage la Hristos, să le facă cercetare, să le aducă în adunare, să le pună în lucrare. Să le facă cercetare, să
le aduc în adunare, să le pună în lucrare. Iar soției lor la fel să se roage cu mulțe. Pentru soții lor se vine în a Domnului grădină, să trăiască în lumină. Pentru soții lor se vine în a Domnului grădină, să trăiască în lumină. Cei ce nu au Duhul Sfânt se ceară cât mai curând. Să fie pecetluiți pentru nuntă pregătiți, gata pentru a fi răpiți. Să fie pecetluiți pentru nuntă pregătiți, gata pentru a fi răpiți.